Salutare, prieteni! Invitatul ediției de astăzi a proiectului Nicăieri nu-i ca acasă poate fi descris în câteva cuvinte. Ambițios, carismatic, zâmbitor și plin de viață. Om de televiziune, radio și expert în domeniul PR și comunicare, Andrei Veleșcu, ne vorbește astăzi despre lupta pe care a dus-o cu noul coronavirus, viața în pandemie și motivele care îl fac să se simtă bine acasă. Vă invit să-i cunoaștem povestea împreună. Andrei, te salut și îți mulțumesc că în sfârșit ai ajuns la noi. Salut și ție îți mulțumesc pentru încredere care ai avut-o, pentru că trebuie să ai încredere în omul care îl inviți. Eu, dar și multă lume te cunoaște drept un om pozitiv, unul plin de viață, unul ambițios. Sper că ai rămas așa și după examenul greu pe care l-ai susținut, fac referire la virusul care, din păcate, cu care ai luptat și tu anul trecut. Ai spus că o să fie o emisiune pozitivă și ai început cu cel mai pozitiv moment. Eu îl consider pozitiv, virusul, pentru mine, pentru că el și-a fost pozitiv. De fofoaie era pozitiv, zic, cel mai negativ pozitiv din viața mea. Pozitiv prin prisma cum privește asta. Scriam la început de an o postare pe Facebook. Oamenii tind să dea vina pe an, pe cifre, pe conspirații, pe caut întotdeauna vinovat. Și în aceste nevinovate cifre 2020 puse la un loc, gata, anul 2020, e moarte și nu știu ce. De fapt, dacă tu ai ajuns în 2021, deja 2020 ți-a dat un dar mare, adică ți-a păstrat viața, puteai să o ia viața asta. Care-i sensul să spui că, uite, la mine e greu sau la mine e așa sau... Absolut tot ce este în clipa de acum este rezultatul unor acțiuni din trecut. Da, dar ție ți-a fost greu. Tu ai ajuns și internat în spital. Am văzut o postare de-a ta în care ai mulțumit sistemului medical pentru că te-au ajutat să te faci bine, în timp ce mulți condamnă, blamează tot ceea ce se petrece în domeniul sănătății la noi. Întotdeauna primești ceea ce dai. Așa da, sistemul medical poate fi defect sau disfunct, da? Sistemul medical poate fi oricum vrei tu. Vrei ca un sistem să lucreze, pentru că sistemul medical este compus din, bine, partea tehnică, dar este și partea asta a resurselor umane. Ei toți sunt oameni. Și nu în zadar s-au făcut cândva în lume proverbele sau au venit proverbe. Cum ți-i bună ziua, așa și ți-i la revedere. Sistemul este așa cum noi îl vedem, sistemul este așa cum noi îl percepem și ceea ce îi dăm noi sistemului medical. Pentru că în momentul în care pe tine te afectează un virus care în primul rând afectează psihologic omul, îl dezechilibrează și când medicii fac abstracție de tot, sensul activității lor este să te scoată din spital, ei nu vor să te țină în spital, ei nu au nevoie, cel puțin mie așa mi s-a creat impresia, ei nu au avut nevoie de mine în sensul că nu vroiau ei să mă vadă în spital, cum spun unii, că medicii ăștia fac tot, nu mai este țână. Nu. Nu și în caz, nu și în 2020, nu și în 2021, adică nu în pandemia asta. Medicii au avut nevoie de răgaz, de odihnă, de nu au nevoie medicii, pentru că am auzit foarte dureros că ei fac tot numai că să ne aduc în spital, de la oameni sănătoși. Și am auzit de la cei care sărmanii sunt într-o situație extrem de gravă și nu au loc în spital, ideea că medicii nu fac nimic ca să-l aduc. Adică și pe de o parte și pe de alta, omul tot nu-i mulțumit. Cât nu i-ai da, cât nu i-ai face omul ăsta. Două fețe are moneda. Exact, două părți. Și atunci pornim de la ideea că ce dai, exact asta și primești înapoi. Binele nu face zgomot și zgomotul nu face bine. Și dacă tot am spus că o să vorbim despre lucruri pozitive, da. Ce te face fericit pe tine în prezent? Respir greu, nu că nu aș fi fericit. Sunt fericit, dar banalul, familia, banalul când ajunge acasă, copilul, soția. Dar cel mai fericit ce mă face pe mine și îți spun foarte sincer, nu că ar fi asta tema emisiunii tale, Anastasia, dar... Da, sunt cel mai fericit că cele două surori sunt în Republica Moldova. Una având 5 copii, alta 3 copii, destul de greu. La sora mai mare care are 5 copii, în general lucrează doar soțul ei.
credit ipotecar și tot așa mai departe, dar copiii sunt bine, mersi. Asta mă face fericit, că noi la sărbătorile de Paști, noi ne-am întâlnit toți 16 la o masă. Și atunci, asta e fericirea cea mai mare. Cât de bine o duce inima ta acum? Cu siguranță ți este dor de evenimente, de microfon, pe care, din păcate, pandemia le-a pus pe pauză. Știi, m-a întrebat și soția, dar nu ți-i dor? Zic, mai dor ții să vin la 4 dimineața cu banii acasă după evenimente. Pentru mine n-a fost așa de dureros din punct de vedere financiar. Repede m-am reprofilat, sunt bine, mersi, familia mi-o hrănesc și, și foarte bine, slavă Domnului. Dar partea asta, că mie îmi lipsește publicul, îmi lipsește emoțiile care le văd dimineața după un eveniment privat. Îmi lipsesc sălile pline la festivaluri, la concerte, la care le organizam și le prezentam până la pandemie. Tu când te revezi din nou pe scenă? Când crezi că s-ar încheia pandemia? Pandemia asta m-a ajutat să înțeleg că nu știu dacă mai vreau să revin pe scenă sau dacă scena mai vrea să revin eu, pentru că nici nu, eu așa vorbesc din perspectivă, scenă, chestii, nici nu am fost tare mare, remarcat și consacrat al scenii și am fost cumva într-un, cu un picior pe scenă în calitate de prezentator și cu alt picior în calitate de organizator, pentru că și asta mi se dă bine, să organizez din spate anumite lucruri. Și nu știu dacă mai revin ca prezentator. Mi-a plăcut foarte mult partea de organizator, da, organizare. De... Tu ai menționat că ești fericit acasă, da, în prezent. Aș vrea să te întreb dacă crezi tu că poți cultiva și mai departe fericirea acasă și nu te vezi plecând peste hotare. Tu când spui acasă, spui, de fapt, te referi la Republica Moldova. Exact. Sigur putem fi fericiți acasă, dar fericirea fiecare o percepe absolut individual. Eu sunt fericit acasă, eu îmi găsesc loc oriunde, chiar și Doamne ferește, dar chiar și într-o situație de război și pandemie și nu știu, eu am să-mi găsesc locul. Adică o emigrare eventuală? Nu. Categoric? Nu. Categoric nu, din motivul că dacă noi să stăm cu gândul la emigrare și dacă interminabil o să dăm vina pe toată lumea din jurul nostru, nu știu dacă se mai elege ceva din țara asta. Și aici nu că m-ar înfla simțul patriotic, nu e vorba de simțul patriotic în general. Este un simț patriotic atunci când mă gândesc la osemintele bunicilor mei, la mormintele lor. Și degrabă să înnoiesc mormintele, vrem noi sau nu vrem. Degrabă și noi o să fim morminte. Și atunci când noi o să fim, da, când noi o să fim morminte, asta e o chestiune de timp. Cine o să vină la ele? Unde o să vină la ele? Și atunci dacă pui partea asta morală și sufletească și dacă te gândești așa, te cuprinde groaza un pic. Doamne ferește! Și am să te rog să lași asta. Doamne ferește, nu-i acuz cu nimic pe cei care au plecat. Pentru că am și eu prieteni, rude, oameni dragi care au plecat. Doamne ferește! Și nu înseamnă că dacă rămâi ești mare erou. Nu. Nu-i vorba de eroism în a rămâne. Da, au plecat și trebuie să recunoaștem că țara asta are ce are datorită celor care au plecat. Noi suntem cine suntem și avem ce avem datorită celor care ei s-au dus acolo și sărmanii, și spun sărmanii pentru că dorul, unii s-au realizat, dar niciun ban în lumea asta nu, și nimeni nu o să înțeleagă, pentru că eu am fost și eu plecat de fapt, dar puțin am fost plecat, dar am discutat cu oameni care sunt plecați. Este momentul de fericire, bucurie, de realizat, ai dat un viitor la copii și tot așa mai departe, dar cât ești viu, crede-mă că omul care e plecat peste hotare duce un dor extraordinar și când vine sărbătoarea și el pe Skype sau pe Viber, atunci nu se discută, așa că plecăciuni și închinăciuni la cei care au plecat nu-i acuz, dar poate să mai oprim, pentru că sunt și mulți plecați din aventură. O să te rog să continui scurt următoarele gânduri. Acasă este? Bine. Țara în care trăiesc este? Republica Moldova. În viață contează cel mai mult? Credința. Nicăieri nu-i ca acasă pentru că? Acasă e mama. Celor cărora vreau să le mulțumesc astăzi sunt? Familia, părinții, surorile, frații.
Peste 10 ani mă văd? Nu mă văd peste 10 ani, că trebuie să trăiesc și o să ajung acasă, dacă să continuăm. Pentru mine, mama înseamnă? Oh. Așa dificil să spui scurt și într-un cuvânt ce înseamnă pentru mine, mama. Credință, Dumnezeu, familie. Îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Îți urez succes în ceea ce faci și vise realizate. Mulțumesc mult! Aceasta a fost ediția de astăzi a proiectului Nicăieri Nu-i Ca Acasă, marca Noi.md. Vă reamintim, în cazul în care doriți să deveniți și voi eroi rubricii noastre, așteptăm să ne scrieți pe adresa de e-mail întreabaronnoi.md sau pe rețelele de socializare. Iar noi, cu mare drag, vom veni ca să discutăm împreună despre motivele pentru care merită să rămânem în Republica Moldova și să ne ajutăm țara să prospere. Mulțumim pentru găzduire restaurantului Fratelli. Până la noi întâlniri!